So, what is the condition? Even if you are not baptized, you can cast out demons. To cast out demons, you don't have to be a pastor. You just have to believe in the name of Jesus. People are not healed because of your holiness, they are healed because of the name of Jesus. You don't need a special authority, already the authority has been given. Are you sure God has given you the authority? You can pray. If a sick person is there, even if that person does not believe in God, you use your faith and that person will be healed. God has given you the authority. But there is gift of healing also. That's something else. That's gift of the Spirit. Healing, casting out demons, any believer can do. Să vindece și să scoată de mâna afară orice credincios poate. Because it is in the name of Jesus. Pentru că este în numele lui Isus. That's also clear. Sper că este clar. One question, John 17:22. Ioan 17:22. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Right? That's the question. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. So here we are learning about the Trinity. Aici învățăm despre Sfânta Trăime. What's our belief? Care este crezul nostru? Are there three gods? Sunt trei Dumnezei. How many gods? Câți? One. Only one God having three personalities. Un singur Dumnezeu cu trei personalități, cu trei persoane. Not three persons, it's one person having three personalities. O persoană având trei personalități. Just to make you understand, I, just for me, my example, I am a husband. Ca să înțelegem, eu pot fi soț. I am a father. Pot fi tată. I am a son. Și pot să fiu, și sunt un fiu. One person having three personalities. O persoană care are trei personalități. But the difference is, for my wife, I am not her son. Dar diferența este pentru soția mea, eu nu sunt fiul ei. For my children, I am not their husband. Pentru copiii mei, eu sunt soțul lor. For three people, I am three. For three people, I have three personalities. Pentru trei, am trei personalități. But as far as God is concerned, dar în ceea ce privește pe Dumnezeu, same God, același Dumnezeu, He is my Father, El este Tatăl meu, as Son, He paid the price for me, El a, ca fiind, El a plătit prețul pentru mine, and as my Holy Spirit, He sanctifies me. Și ca Duhul Sfânt, El mă curățește. That's why it's written, as we are one, they also may be one. De aceea este scris, fă-i una așa cum noi suntem una. So when eternity starts, atunci când va începe veșnicia, what's the sum total of this earth program? What's the summary of the earth program? God. What's the summary of the whole program, this earth program? I hope you understand. Building the, created the earth, yeah. Paid the price, did everything. What for? El a creat pământul și pentru ce? When eternity starts, când veșnicia va începe, it's Almighty God, Dumnezeu cel atotputernic, and the bride, și mireasa. I hope you understand. Who is the bride? Cine este mireasa? The New Jerusalem. Noul Ierusalim. He created out of dust, pe care l-a creat din țărână, committed sin, care a păcătuit, paid the price, a plătit prețul, and this bride grows to the perfection of Christ, iar această mireasă ajunge la desăvârșirea lui Hristos, and now Almighty God, și acum Dumnezeu cel atotputernic, and His creation, man, și omul, creația lui,
reigning together. Domnesc împreună. For how long? Pentru cât timp? For eternity. Pentru totdeauna. So why this earth? Sau de ce suntem aici pe pământ? The creation is waiting for the revealing of the sons of God. Pentru că toată firea așteaptă pentru descoperirea fiilor lui Dumnezeu. So why God is doing all these things for us? De ce face Dumnezeu toate lucrurile acestea pentru noi? So that I grow to the perfection of God. Ca noi să ajungem la perfecțiunea lui Dumnezeu. That's why Jesus said. De aceea Domnul Iisus a spus. Be thou perfect as your Father in heaven is perfect. Voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru în cerul este desăvârșit. So now we are going to just a little time. We're just going to the text, Philippians 2:12. Any questions till this time? There's a, one last question. I think it's in Romanian. I don't know. Okay. You can just read it. So the person says, we know that devil is behind yoga, but how about the acupuncture? Acupuncture, you know, it's not medical science, it's something else. Acupunctura nu este o știință medicală, este altceva. Those needles are specially designed. Acțiunile sunt formate într-un anumit scop. It's not like other doctors giving you medicines, it's something else. Nu sunt ca niște ace pe care le folosesc medicii când vă administrează medicamente. Today you have crystal healing also. Astăzi există și vindecare creștină. Reiki. You have Reiki. Crystal is there, Reiki is there, so many things. So many things. The best thing is, you won't have any after effects. Go on your knees and pray. Amen. Dacă vrei să nu ai efecte secundare, cel mai bun lucru este să mergi pe genunchi și să te rogi. Is medicine good for your health? Medicamentele sunt bune pentru sănătatea ta? It's poison. Nu sunt bune. Sunt omorătoare. Is it true? Some virus, some parasite, some bacteria got into your body, just like we use poison to kill the rat, the doctor is putting that white color poison inside you to kill some rats, that's the parasites. Așa, și medicul dă niște pastile ca să omoare niște microbi acolo, la fel cum este o travă care omoară șobolanii. You ate that medicine because you had a headache, but now you see there is a swelling in your feet. Ai luat o pastilă pentru că te-a durut capul și acum vezi că ți s-a umplut piciorul. Why? De ce? That's not some sweet toffee, it is poison in the form of a tablet. Alea nu sunt doar bomboane, ci este o travă care are formă de pastilă. Let the doctor give me anything, I'll just eat it in the name of Jesus. Dacă îmi dă doctorul, îmi prescrie un medicament, îl voi lua în numele lui Hristos. Can you sue the doctor? Poți să-mi dai judecată pe doctor? Why? De ce? Before you take all those medicines, he makes you sign on some papers, right? Pentru că atunci când îți dă o prescripție, tu semnezi pentru acea prescripție. Is it true? Does it happen here? Yeah. When you go into the operation theater? Yeah. You have to sign papers? Yeah. So why are you asking me to sign some papers? De ce este nevoie să semnezi acele hârtii? Why? De ce? Don't blame us if something goes wrong, right? And we say, I trust you, do anything with me. Can you trust Jesus? You may know so many accidents happen. Taking medicines is not sin. But you have to understand, this body has been designed very delicately. Dar trebuie să înțelegem că trupul nostru a fost făcut de Dumnezeu într-un mod foarte delicat. If a needle pricks my finger, does it pain? Dacă mă înțep la un deget, doare? Da. Can you thank God for pain? Poți să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru durere?
be no pain. Ne spune, nu trebuie să avem dureri. So then what happens? Tomorrow a nail goes through your hand and you have no idea. Pastor will say, brother, what happened? There's a nail in your... Oh, I never knew a nail went through my hand. Ce s-a întâmplat dacă un cui intră în mâna ta și tu nu simți? Ce s-a întâmplat, pastor? Ea nu se îngerează mâna. God has put some fuses in us. Dumnezeu a pus niște senzori. Suppose your hand is cut. Dacă mâna ți este retezată, does it pain immediately? Doar imediat? Immediately? No. No, it doesn't. No. If your hand is cut in two, dacă mâna ți este retezată, you can go to the hospital carrying the other hand. Poți să duci la spital ținând partea cealaltă în mâna cealaltă. It's after some time only the pain starts. Numai după un timp vine. And if the pain is unbearable, you will lose your conscience. Și dacă durerea este prea mare, atunci îți pierzi conștiința. Is it true? Conștiința. Can you imagine how delicately he has balanced your body? It's fine-tuned. Vă dați seama cât de delicat suntem? But if you keep on pumping all the medicines inside, dar dacă continui să iei acele medicamente, you are destroying your immune system. Distrugi sistemul imunitar. That's why now, even though you are not sick, you have to eat some medicines because there is no immunity. It has already been destroyed. Și atunci, chiar și dacă nu ești, nu ar trebui să iei anumite medicamente pentru că nu mai ai imunitate. So, medicines are not good for your health. Medicamentele nu sunt bune pentru sănătate. But what I am supposed to do? Ce trebuie să facem atunci? What's my faith? Trebuie să avem credință. Without God's permission, nothing will happen. Pentru că fără voia Domnului, nu se întâmplă nimic. After all, the doctor says, now I can't do anything. Doctorii spun, nu putem să facem nimic. Then what will our brother David do? Și ce va face fratele nostru? What will our brother David? Now the doctor says, I can't do anything. Dacă doctorul spune, nu mai pot să fac nimic, atunci ce va face fratele nostru? He'll start praying. El se va ruga. The other day I went to Westminster, that Columbian Hospital. Acum câteva zile m-am dus la spital. I went there to meet an Indian sister. She had cancer. She's on the bed. Să întâlnesc o soră indiană care are cancer și era pe pat. Just when I told her, you are not going before the time that God has decided. Și am spus, nu vei pleca de aici înainte de timpul pe care Dumnezeu l-a hotărât. Don't worry. Nu te îngrijora. We'll be praying. Noi ne vom ruga. And next day she goes home. Iar în a doua zi a plecat. And then her family says, this priest from India, he came and he did something. And she went home. Familia ei a adus un preot din India care a făcut niște practici acolo, niște rituale. What did I do? Dar atunci ce-am făcut eu? Just told her, you are not going before the time that God has placed. Doar i-am spus, tu nu vei pleca înainte de timpul hotărât de Dumnezeu. We'll pray. Și ne-am rugat. You know how much comfort there is in prayer? Știți că este în durere în rugăciune? What am I supposed to do? Ce trebuie să fac eu? Trust. Să am încredere. There is power in the name of Jesus. În numele Domnului Iisus este putere. So acupuncture, all these things, try to avoid these as much as you can. Așa că încercați să evitați aceste lucruri pe acupunctura pe cât de mult posibil. Why? Once you are baptized, this body belongs to whom? Odată ce te-ai botezat, cui aparține trupul tău? What did Jesus say? Ce spune Domnul Iisus? Purchased by His precious blood. Am fost cumpărați prin sângele prețios al Domnului Iisus. So once you are baptized, atunci când te-ai botezat, now whose body is this? Al cui este trupul tău? Whose? Al cui? Can you trust Him? Simple. It's not yours. Nu mai este al tău. It's His. Este trupul Lui. Just trust Him. Așa că ai încredere în El. Without His permission, nothing will happen. Nimic nu se întâmplă fără voia Lui. So now, let
let's turn to, I don't take much time, Philippians chapter 2, verse 12. Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Philippians chapter 2, verse 12. Here it says, therefore, my beloved, as ye always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Astfel, deci, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremură. Nu mai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Here I just want you to understand a simple thing. The scripture says, work out your salvation with fear and trembling. Scriptura spune, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremură. Today many are just concerned about will I go in the rapture? Will I be left behind? Many things are going on. Asta oamenii se îngrijorează. Voi fi ridicat la rapire sau voi fi lăsat? Ce se va întâmpla cu mine? Se îngrijorează prea mult. You're not supposed to worry about anything. Nu e treaba ta să te îngrijorezi de lucrurile acelea. You are supposed to understand that salvation is very precious. Trebuie să înțelegi, mântuirea este foarte prețioasă. We didn't pay the price, He paid the price. Nu noi am plătit prețul, Hristos l-a plătit. He is justice. El este drept. Justice means no partiality. Dreptate înseamnă nu există părtinire. If He loves me, He loves all those who are going to hell also. Dacă mă iubește pe mine, îi iubește și pe cei care merg în iad. But why are they going to hell? Dar de ce merg ei acolo? Because He is justice. Pentru că El este drept. Today I was watching a message on YouTube. You all know about Billy Graham. Astăzi mă uitam pe YouTube. It really hurts to say, I feel sorry for that man now. Și îmi pare rău pentru ceea ce am văzut. You know, on the YouTube, you know what he is saying now? Ce spune el pe YouTube? It's not necessary to believe in Jesus only to go to heaven. Nu este nevoie să crezi în Iisus ca să ajungi în cer. Till now, He was going around the world and preaching, Jesus is the only way to heaven. Până acum El a mers în drumul și a spus, Hristos este singura cale spre iad. Now what is He saying? I am not God to decide. I am not God. Nu sunt eu Dumnezeu ca să hotărăsc. Who will decide who is going to heaven or hell? Ca să hotărăsc cine merge în cer sau în iad. Even if you are a Muslim. Chiar dacă ești musulman. If you walk according to the light you have, you will be in heaven. Dacă umbli după potrivit cu lumina pe care o ai, vei merge în cer. What's this? Dar ce este aceasta? You heard of Joel Austin? Yes. Ați auzit de Joel Austin? Yes. What are they saying now? Ce spune ei acum? So the question comes before, so why did you preach like that so long? De ce mi-ai înșelat atât de mult și ai predicat despre lucrul acesta? You know how much billions of dollars were spent for all those evangelization programs? Știți câte milioane de dolari au fost cheltuiți pentru programele de evangelizare? Now he says, I used to say that, but now I have grown old, I have become more mature now. El spune, da, într-adevăr, am predicat în felul acesta, dar acum m-am mai maturizat. Now the question comes, will this man go to heaven now? No. No. Întrebarea este, va merge acel om în cer? How come a great man of God comes to an end like this? Cum este posibil ca un om mare al Dumnezeu să ajungă la astfel de sfârșit? Can you imagine how serious the condition is? Cât de serioase sunt lucrurile? How many have been shaken in faith? Cât de mulți s-au clătinat în credința lor? There's one man called Robert Schuller. He says, my God, he's a big heart. He doesn't want anyone to go to hell. Un alt pastor a spus, Dumnezeu este așa de bun, ca nimeni să meargă în iad. Today many are leaving the faith. Mulți astăzi părăsesc
This is high time we, instead of looking at people, look at Jesus, the author and finisher of our faith. Nu trebuie să ne uităm la oameni, trebuie să ne uităm la Domnul Iisus, care El este Cel care ne-a dat mântuire. Back home in India, we go to prison for preaching Jesus is the only God, only way to salvation. În India mergem în închisări și predicăm oamenilor, singura cale de mântuire este prin Hristos. Millions are paying the price for the faith. Mulți plătesc cu viața lor pentru credința lor. Have you heard of Chrislam? Ați auzit de Chrislam? A new religion is coming. Este o religie nouă. And Rick Warren is one of the founders. Și Rick Warren este unul din fondatorii acestei religii. The new religion is called Chrislam. Noua religie se va numi Chrislam. Christianity and Islam together. Creștinism și islamism împreună. They have their own Bibles now. Au Bibliile lor modificate. Satan is trying his level best to do everything to shake the faith. Satana încearcă tot posibilul ca să ne facă să cădem de la credință. Can you understand how serious the situation is? You and I need to stand up for our convictions. Vă dați seama cât de serios este? Noi trebuie să fim fermi pe poziție în zilele acestea. Why all this is happening? De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Work out your salvation with fear and trembling. Duceți-vă mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. He is justice. Amen. El este drept. Why did he shed the blood on the cross? De ce și-a vărsat sângele pe cruce? Not to take some people anyhow to heaven. Nu ca așa cumva, dacă e posibil, să ia unii oameni în cer. See, many times we don't understand the nature of God. De multe ori nu înțelegem natura lui Dumnezeu. Many times we think God is full of love, He doesn't want anyone to perish, anyhow take them to heaven. De multe ori zicem, Dumnezeu este dragoste, El nu va îngădui oamenilor să meargă în iad, toți vor merge în cer. That's why people in the churches, to bring in more people, they are diluting the word. Pentru că oamenii, ca să aducă oamenii în predicatorii, diluează cuvântul, îl denaturează. They don't preach the true and adulterated word. Ei nu predică un cuvânt neadevărat, curat. Because the focus is keep the people happy. Pentru că deviza lor este să-i facă pe oameni fericiți. Don't say anything that hurts the people. Să nu le spui ceva care să îi ofenseze. God calls these preachers dumb dogs. Dumnezeu îi numește pe acești predicatori ca niște câini fără înțelepciune. You can turn with me to Isaiah. It's not me saying it. Isaiah 56. În Isaia 56. Verse 10, 11 and 12. Versetele 10, 11 și 12. Israel's watchmen are blind. They all lack knowledge. They are all mute, or in other words, dumb. What's the word? Dogs. Can you see how hard the word of God is? They cannot bark. They lie around and dream. They love to sleep. It's concerning whom? The shepherds. Veniți toate, toți păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere. Toți sunt niște câini muți, care nu pot să late. Aiurează, stau toleniți și le place să doarmă. Verse 7. They are dogs with mighty appetites. They never have enough. They are shepherds who lack understanding. They all turn to their own way. Each seeks his own gain. Totuși sunt niște câini lacomi, care nu se mai sapă. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic. Toți își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere. Verse 12. Come, each one cries, let me get wine, let us drink our fill of beer, and tomorrow will be like today, or even for better. Veniți, zic ei, am să caut vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Can you understand how strong the word of God is? Vedeți cât de dur este cuvântul lui Dumnezeu aici? This is God speaking.
Dumnezeu vorbește aici. Can you see what all is happening around us? Vedeți ce se întâmplă în jurul nostru? I need to guard my faith. Trebuie să-mi păzesc credința. Paul says, I kept my faith. Apostolul Pavel spune, am păzit credința. Satan is trying his level best to destroy our faith. Satana încearcă tot posibilul ca să distrugă credința noastră. Many new teachings are coming. Învățături noi apar. God is love, God is love. Dumnezeu este dragoste. But the scripture says with fear and trembling. Dar Scriptura spune cu frică și cu tremură. Turn with me to Romans chapter 11. Romani capitolul 11. Verse 17 onwards. And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree were grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree, boast not against the branches, but if thou boast, thou fearest not the root, but the root thee. Thou wilt say, then the branches were broken off, that I might be grafted in. Well, because of unbelief they were broken off. Thou standest by faith, be not high-minded, but fear. For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spared not thee. Behold therefore the goodness and severity of God on them who fail, severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Chapter 11, verse 17 to 22. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măsliță, dacă ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te feri față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngrufa, dar ci teme. Teme-te, căci dacă n-ar cruța Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te de dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Aminte, vei fi tăiat și tu. Can you understand how blunt the word of God is? Vedeți cât de aspru este cuvântul lui Dumnezeu? If you miss the rapture, should God give you a chance? Dacă ești lăsat pe pământ la răpire, mai este o șansă pentru tine? Should He give you a chance? Va mai da Dumnezeu o șansă? No. Da sau nu? If He gives you a chance, that means He is just saying some words He doesn't mean it. Asta înseamnă că nu este serios în ceea ce a spus. If he says, thou shalt be cut off, he means it. Thou shalt be cut off. Atunci când spune, ei vor fi tăiați, se va face, ei vor fi tăiați. Why we need to fear and tremble? De ce trebuie să ducem mântuirea cu frică și cu tremur? Can you look at what he did to the natural branches? Puteți să vedeți ce a făcut el cu ramurile firești? The natural branches were cut off. Ramurile firești au fost tăiate. And we have been grafted in. Și noi am fost altoiți în locul lor. He cut the real branches. A tăiat ramurile adevărate. We were wild olive, right? Erau ramuri de măslin. We are Gentiles. Noi suntem neamurile. God did not make covenant with our fathers, he made covenant with Abraham. Dumnezeu n-a făcut un legământ cu tatăl nostru, el a făcut legământ cu Abraham. They were a chosen nation. Ei sunt națiunea aleasă. God loved them. Dumnezeu i-a iubit. Made covenant. A făcut un legământ cu ei. Made promises. Le-a dat promisiuni. But what did he do with them? Dar ce au făcut ei cu ele? 3 million crossed the Red Sea. 3 milioane au traversat Marea Roșie. How many entered Canaan? Câți au intrat în Canaan? Doi. 3 million? Trei milioane au la început și au ajuns numai doi.
Israel, all of them except two are lying in the wilderness. Și priviți ce s-a întâmplat cu Israel. Toți au murit în pustie, în afară de doi. Iosua și Caleb. Did they experience the Passover night? Did they experience the Passover night? Au luat parte la Paște, la noaptea liberării din Egipt. Did they walk under the cloud? Au mers sub nor. Did they cross the Red Sea? Nu au traversat prin Marea Roșie. Did Mara turn sweet for them? S-a transformat apa amară în apă dulce pentru ei. Did they drink from the rock? N-au văzut ei din stâncă. Did they see Moses' face shining? N-au văzut ei fața lui Moise strălucind. Did the tabernacle dwell in their midst? Nu au văzut ei gloria din locul preasfânt. They cannot say, we have not seen God, they have seen. N-au nicio stâncă să spună, noi nu l-am văzut pe Dumnezeu, l-au văzut pe El. But what happened? Dar ce s-a întâmplat? He did not allow them to enter Canaan. El nu i-a lăsat să intre în Canaan, Dumnezeu nu i-a lăsat. Has God changed? S-a schimbat Dumnezeu? He doesn't change. El nu se schimbă. That's why Paul says, he did not spare the original branches. That's why we should not boast. De aceea, Apostolul Pavel spune, Dumnezeu nu a cruțat ramurile firești pentru ca noi să ne îndufăm. You know, when Israel refused, când Israel a refuzat, they said, you are not the Messiah. Când l-au respins pe Domnul Iisus, au spus, nu ești Mesia. He came loving them. El a venit cu dragoste. They crucified him. Iar el a răstignit. Today, if you go and talk to a Jew, he doesn't like Jesus. Dacă te duci astăzi la un evreu să-i vorbești despre Iisus, nu-i place lucrul acesta. He was one of them, right? Și el a fost, Domnul Iisus a fost evreu, nu? He became man. Iar și-a devenit om. He did all the ministry in Israel. Toate lucrurile le-a făcut pentru Israel. They refused him. Iar ei l-au respins. Who got the chance? Dar cine l-a primit? Who got the chance? Cine? Can we thank God? We got the opportunity. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această șansă. The Old Testament saints and the Jews? Sfinții Vechiului Testament sunt evrei. They are called the friend of the bridegroom. Ei sunt numiți prietenii mirelui. We, the Gentiles, you know the opportunity we have? Dar noi ca neamuri, știți ce onoare avem? He says, you did not choose me, I chose you. Eu spune, nu voi m-ați ales pe mine, eu vă ales pe voi. We can't draw our line back to Abraham. We can't draw our genealogy back to Abraham. We are Gentiles. Noi nu putem zice că ne tragem din Abraham, suntem neamuri. But you know the calling we have? Dar știți cum ne numește El? He has not called us to be the bride's party. He has called us to be His bride. Noi nu suntem prietenii mirelui. Noi suntem mireasa. Can you imagine the high calling we have? Îți dai seama de chemarea înaltă pe care o avem? When Israel refused, când Israel a respins pe Domnul Iisus, the opportunity we got, Dumnezeu a dat șansa oamenilor, neamurilor să primească. That's why Scripture says, don't boast, be humble. De aceea spune Dumnezeu, nu vă mândriți, fiți smeriți. He created this earth out of nothing. El a creat pământul din nimic. He died on the cross. A murit pe cruce. Went through all that pain. A suferit toate durerile. Not to take us to heaven. Nu doar ca să ne ia în cer. He wants us to be His bride. Noi el vrea ca noi să fim poporul lui. You understand? Înțelegeți? He did not pay all the price to take us to heaven. N-a plătit tot prețul acela numai ca să ne ia în cer. What's the goal? Dar de ce? Pentru ce a făcut asta? To be His bride. Și ca să fim mireasa lui. He is coming for the bride.
El se întoarce după mirea sa lui. But today many say, I'm not that interested. Dar unii spun, nu mă interesează. Man, you are not going at all. You are not going. Omul, nu înțelegi, probabil, pe pământ. Just stop and think. Billions are going to hell. Gândiți-vă cât de mulți oameni merg în iad, milioane de oameni. How many are going to hell? Câți vor merge în cer? In comparison to hell, what's the ratio? Care e procentajul? Very few. Foarte puțini. So a question. Întrebarea este? Can you broaden the narrow path? Putem să alărgim cărarea îngustă? Don't you love them? Don't you love all those people who are going to hell? Nu iubiți și pe oamenii care merg în iad? Did you not know that they will go to hell? N-ați știut că ei vor merge acolo? You want them to go to hell for eternity? Vreți să mergă acolo? Are you God? Sunteți voi Dumnezeu? Can you make this Christian life more simple? Poți să faci viața creștină mai simplă? You like to go make us go through pain? Ne îți place să cam să suferim? We are crying and you keep quiet? Noi plângem și tu nu faci nimic? And it's a narrow path? Și este o cărare îngustă? And I have to carry a cross also? Trebuie să carci și crucea? And then there is a thorn also? Sunt și spini? And then the scripture says this is a spiritual battle? Și aici și scriptura spune aceasta este aceste cale. I have to deal with the enemy also? Trebuie să lupt împotriva vrăjmașului? Are you God? Ce fel de Dumnezeu ești? Are you playing games with me? Te joci cu noi? Is he playing games? Se joacă la Dumnezeu cu noi? To become the president of the United States is very easy. Să ajungi președintele Americii este ușor. All that you have to do is go around and say, I can do this, 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 and people will give you votes. Tot ce trebuie să faci este să promiți oamenilor, voi face asta și asta și ei te vor alege. But you know the calling you have? Dar știți ce chemare aveți? It's not to be the president. Nu ca să fiți președinți. Bride of Jesus. Și mireasă lui Hristos. That's why Jesus said, be thou perfect as your Father in heaven is perfect. De aceea Iisus a spus, fiți desăvârșiți, cum și Tatăl vostru din cer este desăvârșit. We have the High Priest. Avem un mare preot. The Holy Spirit. Avem Duhul Sfânt. The blood is there. Avem sângele Domnului Iisus. Fivefold ministers are there. Și sunt... The fivefold ministry is there. Cei care sunt ne slujesc, slujitorii. The Word of God is there. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Not to take you to heaven. Nu ca să te ia, ducă în cer. But make you perfect as Father in heaven is perfect. Și ca să te ajute să devii desăvârșit ca și Tatăl Ceresc. So what should be my prayer? Așa că atunci cum ar trebui să mă rog eu? Help me to grow. Ajută-mă să cresc. God be willing, later on we'll see how we grow. Și acum vom vedea cum putem să creștem în credință. How do we work out our salvation? Cum ne ducem mântuirea până la capăt? He has done the bulk of it. Dumnezeu a făcut toată lucrarea, partea Lui. But now there are some things that we have to do. Dar trebuie să facem și noi partea noastră. He did. El da, a făcut tot ce a fost dator, ce a ținut de El. Now we have to do something. Și noi trebuie să facem ceva. That's why the scriptures work out your own salvation. De aceea Scriptura spune, duceți până la capăt mântuirea voastră. We have been saved. Da, am fost mântuiți. We are being saved. Suntem. There is a process that is going on in our life. Este un proces în mod continuu în viața noastră. And I have to make sure that the work doesn't stop. Și trebuie să avem grijă ca această lucrare a mântuirii să nu înceteze. When I travel on the air, many times I look at the executives, the way they walk. One cell phone here, the laptop there, the iPad there, he thinks he is a big executive. You understand that? Yeah. But you know, when we look at ourselves,
Când ne uităm la mâinile, we are doing a far serious job than that executive is doing. Noi avem o misiune mult mai importantă. That executive may be from Motorola selling some cell phones. Dacă cei care produc telefoane, Motorola și în telefoanele, Steve Jobs invented iPad. Steve Jobs a inventat iPad-ul. And we do some all these small things. Și multe alte lucruri. And we say great man. Și spunem ce om deștept, capabil. But can you understand the servants of God? The toughest job in the world is to be a servant of God. Dar cel mai greu lucru din lume este să fii ucenicul lui Hristos. That's why usually we tell the people who come out for the ministry, please don't come if God has not called you. De aceea trebuie să spunem, dacă Dumnezeu nu te-a chemat, te rog să nu te duci. Because this is not a job, it's a call. Acesta nu este un job, este o chemare. We don't retire. Nu ești la pensie. The Pope can give his resignation, I can't give my resignation. To whom? Papa poate să demisioneze, dar eu cui să-i dau demisia? The Pope can resign because those fellows, they are the one who elected him. Papa, da, poate să-i dea demisia pentru că cei care l-au ales sunt acolo. I can't run the show. I'm tired. I'm physically, I'm tired. So now you choose someone else. Eu nu pot să dau să scriu demisia, să spun am obosit, vreau să mă pensionez. I can't write a resignation paper and throw it up. God, I have resigned. I can't do it. Nu pot să îmi scriu demisia și să o rup în sus și să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, am obosit, vreau să ies la pensie. This is the hardest work. Misiunea aceasta este foarte grea, cea mai grea. You know, the biggest work that is going on in the world now? Știți care este cea mai mare lucrare care are loc în lume chiar acum? It's not building some bridges or the Olympics. The church is being built. Nu să construim poduri sau locuri olimpice, ci the church is being built. Ci biserica este construită. And as servants of God, we are not selling some cell phones or some tablets or some computers. We are busy preparing kings for eternity. Noi, ca și slujitorii Dumnezeu, nu suntem chemați să vină niște produse, ci noi trebuie să pregătim reci pentru împărăție. Why we are hard at times with you? Why are we hard? De ce suntem noi de multe ori aspri? You know the calling? Știți care e chemarea voastră? We are not going there to sing some songs. Nu venim aici doar ca să cântăm. The throne is waiting. Tronul așteaptă. He is coming for the bride. El așteaptă să vină după mireasa lui. What am I supposed to pray tonight? Cum trebuie să ne rugăm noi astăzi? Lord, here am I. Doamne, iată-mă. Help me to understand the seriousness of the salvation that I have received. Ajută-mă să înțeleg cât de prețioasă este mântuirea pe care am primit-o. I'm just closing. You know what he did with Joseph? Știți ce s-a întâmplat cu Iosif? You know the pain he went through? Știți prin ce a trecut el toată suferința? To sit where? Ca să stea unde? On a throne in Egypt. Să stea pe tron în Egipt. If he was so tough with Joseph, dacă el a fost așa de dur cu Iosif, sister, will he be tough with you? Nu va fi el dur și cu tine? He is not called you to sit in Egypt here and sell some grains. El nu te-a chemat doar ca să vin grâne în Egipt. What was Joseph doing? Ce face Iosif? Selling grains, nothing else. El vinde grâne în Egipt. We are not going to sit there and sell some grains. Dar noi n-am fost chemați să stăm și doar să vindem niște grâne. So why doesn't he answer your prayers? De ce nu ne răspunde la rugăciune? Why is he hard with you? De ce este aspru cu tine? Preparing kings. Pentru că el pregătește regi pentru împărăția sa. So you want God to be soft or hard? Așa că vrei ca Dumnezeu să fie blând cu tine sau aspru?
Think twice before saying it. You want him to be soft or hard? Vrei să fie blând sau hard? He doesn't need your permission. He is faithful. He knows what he is doing. Nu are nevoie de permisiunea ta. El este credincios. What I am supposed to do is? Ce trebuie să fac eu? Lord, it's hard. Doamne, este greu. It's unbearable. Nu mai pot duce. My kids, they do everything. Copiii au ieșire sub control. I have to pay a mortgage. Trebuie să plătesc ratele la bancă. So many issues. Sunt foarte multe probleme. Give me the grace. Dă-mi o mărire. Să vă înhară. The one who has started his work in you will finish it. Amen. Cel care a început în voi această lucrare o va duce la sfârșit. Don't worry about the rapture. Nu vă gândiți prea mult cum așa la răpire. What should be your goal? Ce trebuie să faci? I have to be like him. Trebuie să fiu ca Iisus. I have to grow up. Amen. Trebuie să cresc. Heaven is not my goal. Cerul este obiectivul meu. What's my goal? Care este obiectivul meu? He loved me this much. El m-a iubit atât de mult. I want to love him more. Și eu vreau să-l iubesc. Christian life will be very easy if the love of God fills your heart. Amen. Viața creștină ar fi mult mai ușoară dacă dragostea lui Dumnezeu a luat inima ta. That's why he said, if you love your father, mother, kids more than me, you are not. Does he have all authority to say that? De aceea spune Domnul Iisus, dacă îți iubești mama, tata, copiii mai mult decât pe mine, ești vrednic de mine. Suppose someone comes and says, I'll be your leader, forsake your mother, son, father and all. How many will follow him? Dacă ar veni cineva să spună, eu sunt conducătorul vostru, trebuie să părăsiți familiile, părinții voștri, copiii voștri, l-ați urma. Was Jesus soft or hard? Domnul Iisus a fost blând sau aspru? You know what he said to the Canaanite woman who came for her daughter? Știți ce a spus femeii canadite care a venit pentru fiica ei? Was he soft or hard? A fost bun cu ea sau a fost astfel? But can you see the billions who have already shed their blood for this tough Jesus? Dar știți câte milioane de martiri și-au vărsat sângele pentru acest Iisus care a spus lucruri astfel? You know, in Romania, when there was persecution, was the church weak or strong? Strong. That's something strange, right? It should be strong now. But what's the truth? When persecution was there, you know how many shed their blood? Vă dați seama, atunci când a fost persecuție, foarte mulți și-au dat sângele. Why? De ce? We know he loves. Știm că El ne-a iubit mai întâi. We want him to be tough. Noi vrem ca El să fie aspru cu noi. If he is tough, dacă El este aspru, we don't have to worry. Atunci nu trebuie să ne îngrijorăm. A throne is waiting for us. Tronul ne așteaptă. Today many think there is a house waiting for them. Mulți cred că Dumnezeu are o casă în cer pentru ei. But the throne is waiting for you. Dar Dumnezeu a pregătit un tron acolo. You know, when you go for the marriage, când vrei să te căsătorești, the bridegroom and the bride are there. Când te duci la o nuntă, este un mire, o mireasă. The bridegroom's party and the bride's party. Mirele are prietenii lui, mireasa are prietenii ei. When did the bride's party get ready for the marriage? Când se pregătesc prietenii mirese pentru nuntă. They just got up that morning, took a bath. Doar atunci, în dimineața aceea. That's all. Doar atunci. They didn't take much time. Ei n-au petrecut foarte mult timp. So why are you going for marriage? Dar atunci de ce ne mai ducem la nuntă?
Are you interested in the boy? Încă îți mai place de băiatul care se căsătorește? No. Nu. Then why did you get ready like this? Și atunci de ce te îmbraci așa frumos? In India, if you go for the marriage, many times the party appears to be more beautiful than the bride. Câteodată, domnișoarele de onoare sunt mai frumoase decât mireasa. But why are you going for the marriage? Dar de ce te duci la nuntă? I'm not interested in the bridegroom. Nu sunt interesată de mire. And I'm just interested in what I will get to eat. Oh, mă interesează doar ce se va mânca la nuntă. Is it true? But is the bride interested in what she's going to eat? Dar mireasa se gândește la ce va mânca după nuntă? When did her preparation start? Când a început pregătirea ei? Not that morning. Nu doar în dimineața aceea. The day she saw the bridegroom. Chiar din ziua în care l-a văzut pe cel care va fi mire. There was a pull in the heart. Ea a simțit acel fior în inima ei. Preparation started to go. Și a început să se pregătească. Did anyone force? A forțat-o cineva? She is not going to go home. She has come once and for all. Ea nu se va mai întoarce acasă la ea, ci ea va veni și va pleca cu mirele ei. In the same way, if you are the bride, așa și noi, dacă suntem mireasa lui Hristos, then it's not heaven that attracts you. Deci nu trebuie să... You are not interested by heaven. Nu trebuie să ne interesăm numai de cer. What is your concern? Ci, la ce trebuie să ne gândim noi? I want to love him more. Vreau să-l iubesc mai mult. When did your preparation start? Când începi să te pregătești pentru asta? The day